Eu am susținut întotdeauna ideea că îl voi iubi orice decizie va lua el. Așa. Și că, indiferent de ce se va întâmpla, îl voi respecta și, oricum, tot va rămâne pentru mine undeva acolo sus. Frica este cea care împinge omul să meargă mai departe, dar și cea care îl face să rămână pe loc. Dimineața la testimoniale, ce ai spus? Ce faci cum ești? Probabil că vei vorbi cu o altă Hannelore acum. Vis-a-vis de Andy, ce ai spus? Nu știu dacă poți să îți dai seama că într-o noapte, nu știu, mi s-au răvășit toate gândurile, tot. Hannelore. Întotdeauna am fugit de crunta realitate. Întotdeauna. Da, vis-a-vis de Andy. Azi dimineață, ce ai spus? Atunci când are loc o altă persoană în viața unei persoane, înseamnă că prima persoană nu este corespunzătoare, da. Când ai înțeles treaba asta? Târziu. La seară. La seară? După plecarea lui. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos. Hai, dacă vrei să-i transmiți ceva, te rog să o faci acum. Casa de teatru. Ceau. Mersi. Îmi pare foarte rău că nu i-am recunoscut lui Andy mai devreme. Du-te vino ăla a fost cumva din subconștientul meu. N-a fost voit. A fost, hei, Hane, ce faci? Hei, Hane, nu-i bine. Lasă-mă, ceva de genul. O las să plecem, Hane? Nu pot. Doar că singurul lucru care mi-l pot reproșa mie este că nu am înțeles mai devreme. Nu pot să-ți imaginez cum într-o singură noapte se pot întâmpla atâtea într-un neuron mic, amețit și bleg. Îl primeai ca un bărbat, ca un spirit. Da. Noi am comunicat printr-un limbaj pe care doar noi l-am înțeles. Oricât am încercat eu să ascund treaba asta, îmi pare rău că a plecat supărat. Nebunește. Nebunește. Dimineața la testimoniale, ce ai spus? Vezi, uite, nu se potrivește planul de acasă cu cel din târg. Niciodată. Da, vis-a-vis de azi dimineață, ce ai spus? Este greu să accept, da, nu știu de ce. Da, nu pot să neg că mi-a plăcut. Dar mi-a plăcut în alt mod. Nu mi-a plăcut ca să... Uite, aici îmi pierd mințele, pur și simplu. Suntem foarte obosiți și vorbim de 7 ore despre acest subiect și ne întoarcem cu 10 ore în urmă. Este frustrant. Este frustrant, Hane. Tu înțelegi că o mireasă nu trebuie să se gândească la altcineva? Dar nu înțelegi că o mireasă n-ar trebui să aibă niciun dubiu față de ceea ce simte? Nu ar trebui să fie confuză? Da, confuzia a fost generată. Nu contează, nu contează de cine și de ce a fost generată. Tu ești... Sentimentele sunt în sufletul tău, dar tu ești o mireasă, o viitoare mireasă. Vor rămâne. Hane, tu ești o viitoare mireasă confuză. Înțelegi? Da. Adică sentimentele tale vor fi confuze. Că voi fi confuză până ce mă voi întâlni cu el și până ce îmi va explica. Și acum el. Mai ești confuză? Mai confuză decât niciodată, pentru că nu știu ce își dorește. Dar tu înțelegi că sentimentele tale nu trebuie să fie dependente de ce își dorește el? Înțelegi lucrul ăsta? Da, eu înțeleg. Și confuzia ta vine din sentimentele față de Bogdan. Confuzia mea... Versus lucrurile trăite aici, pe insula iubirii, experimentate alături de Andy.